Vasile, domnule primar, domnilor de la televiziune, vă mulțumesc că sunteți prezenți alături de noi la ședința, a doua ședință a Consiliului Local din anul acesta. Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței de data trecută. Dacă sunteți de acord, l-aveți în față, cred că l-ați studiat, da? Ordinea de zi. Domnul primar a convocat Consiliul Local conform prevederilor articolului 39 din alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Următoarea ordine de zi va fi supusă dezbaterii Consiliului Local. Primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare Veraza OAT Comuna Solonț pentru anul 2018-2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncă, ce urmează a fi efectuate de către persoanele apte de muncă din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată ulterior. 3. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Solonț pentru a realiza și domni raportul de evaluare al performanțelor profesionale individuale ale secretarului Comunei Solonț pentru activitatea desfășurată în anul 2018. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării drepturilor bănești aferente personalului didactic de la Școala Gimnazială Solonț, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2018. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate la data de 1 ianuarie 2019 a contractului de lucrări numărul 23/2009 pe 14 august 2018 încheiat între UAT Comuna Solonț și SECE Conextrust SA pentru obiectivul în investiție, modernizare DC-183 și drumuri locale în Comuna Solonț, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 22 din 27 octombrie 99 privind însușirea inventarului domeniului public al Comunei Solonț și punctul 7 diverse. Vreau să vă anunț că din totalul de 13 membri ai Consiliului Local lipsește motivat, cred, un consilier local. Da. O să suplimentăm ordinea de zi la propunerea domnului primar. Am primit niște materiale ieri de la ADIS. Este vorba de problema care este în județ acum cu ECOSUD-ul. Și o să mai suplimentăm ordinea de zi cu proiect de hotărâre. Da? Dacă sunteți de acord? Da. Dacă sunteți de acord? Suplimentarea, da? Și cu ordinea de zi. Menționez că toate proiectele de hotărâre au primit avizul comisiilor de specialitate și al secretarului Consiliului Local. Da. O să, permisiunea dumneavoastră, o să vi le prezint eu în mare pe da? Și haideți să trecem la punctul 1. Este vorba de aprobarea și organizarea rețelei școlare. Am primit și avizul Inspectoratului Școlar Județean. Știți că această aprobare se face doar în urma solicitării avizului. Rețeaua școlară pentru 2019-2020, mai avem doar școala, deci este școala gimnazială Solonț și școala gimnazială de la Cucuieți. Cu număr de antepreșcolari la Solonț 24, la Cucuieți 15, număr de preșcolari la Solonț 40, la Cucuieți 25 și număr de elevi la Solonț 162, la Cucuieți 73. Deci cumva în scădere, zic eu, nu? Cei care ați mai educat în față de anii trecuți. Da. Deci aceasta este rețeaua școlară, doar cu cele două școli și grădinițele, da? Care sunt. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, dacă nu, doamna președinte, te supune la vot. Dacă nu sunt dar sunteți de acord cu... Toată lumea este pentru, da? Da. Trecem la punctul 2. Este vorba de planul de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2019 pentru munca, pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi efectuate de către persoanele apte de muncă, adică de beneficiari de legii 416. Știți că aprobăm la fiecare început de an ce activități vor desfășura
în anul respectiv. Sunt aceleași activități ca și după cum ați văzut, nu sunt modificări. Dacă nu aveți dumneavoastră discuții. Activitățile sunt aceleași, că nu avem ce să-i punem să facă altceva, vă dați seama. Muncă necalificată. Ca de gospodărie mai mult, ce ține de instituțiile noastre, de pe raza comune, da? Și de toate zonele de interes public. Dacă sunteți de acord cu... Păi, toată lumea este de acord, da. Punctul 3, da, este la fel ca în fiecare început de an. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comune pentru a realiza și întocmi raportul de evaluare al performanțelor constituționale militare ale secretarului comune, adică ale mele în speță, pe anul trecut. Da? Dacă sunteți de acord, dacă aveți discuții, mă rog, poate aveți propuneri. Aici trebuie să ne zic cu domnul primar. În partea noastră, da? Chiar... Discutăm cu modificare. Da, exact, da. Da. Deci e vorba de mandatarea domnului primar, da? Pentru a ce-a face raportul de evaluare prin secretarul comuniei, după care se referim în funcționarul public de conducere. Da, da, supunem raport, dacă da. Sunteți de acord. Da. Toată lumea este de acord. Punctul 5. Punctul 4. Decontarea cheltuielilor pentru cadrele didactice. Ce mi s-a adus acum a fost pentru luna decembrie. Și este vorba de suma de 1483 de lei pe decembrie. Da. Sunteți de acord, da? Da, da, da. Ce-i feresc? Trecem la punctul 5. Da, aici o să discutăm un pic. Pentru că au fost niște modificări legislative în ultimul timp. Știți că s-a încheiat contractul de lucrări pentru modernizare drum comunal, deci 183 și drumul locale, comunatorul județul Bacău. Contractul a fost încheiat, însă au apărut niște modificări legislative, în speță în monitorul oficial din 11.1.2019, numărul 32, au fost publicate niște instrucțiuni emise de Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea Națională a Achizițiilor Publice cu privire la ajustarea prețului contractului de achiziție publică. Mai pe scurt și pe înțeles, ca să nu încep să citesc din legislație, este vorba de majorarea salariului minim pe economie. Deci faptul că s-a majorat salariul minim pe economie a dus la creșterea manoperei pe contract. Deci există bază legală, ajustarea prețului se poate face și pentru una din aceste prevederi, exact cum spune în instrucțiuni. Sunt mai multe cazuri de ajustare a prețului, dar printre care și aceasta, cei care ne-au solicitat, cei de la Conestus, scrisul adresă, și se poate face revizuirea, una din situații imprevizibile, să spunem. Știți că de obicei nu prea se modifică valoarea contractului care s-a achiziționat, dar una din asimilate situațiilor imprevizibile este și această modificare a salariului minim aplicabil. Toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu cel care a fost indexat salariul minim, da? Și atunci suma la care facem referire va fi suportată de la bugetul local, da? Nu va fi suportată de către bugetul de stat, pentru că contractul cu ministerul este încheiată pe o anumită sumă. Și atunci suma care ar veni suplimentată este de 375.285.74.000 lei. Da? Pare mare, dar se încadrează în procentul în care e, pentru că sunt și foarte mulți salariați. Este în procentul prevăzut de lege. Deci se referă doar la manoperă, da? Procentul între 6 și 10%, undeva la 7,60 și ceva. Cam așa, din ce am calculat. Deci această sumă va fi adiționată bugetului local, deci o vom suporta noi. Este eligibilă, dar din... Buget local, nu din bugetul de stat. Din bugetul local, nu din bugetul de stat, că nu putem modifica valoarea contractului încheiat în ministerul. Da? Da. Și atunci proiectul prevede suplimentarea valorii totale, cu suma care v-am spus, și împuternicirea domnului primar pentru a semna actul adițional la contract. Pentru că trebuie adițional contractul cu suma majorată, care v-am prevăzut. Da? Dacă sunt întrebări. Majorată. Majorată, da.
Restul prevăzut de lege, v-am zis, este o prevedere legislativă apărut acum în noiembrie. În ianuarie, mă scuzați, la începutul anului. Da? Dacă aveți discuții. Da, da, a crescut tarifarul pe oră și l-a crescut de la 14 lei și la 17 lei și nu mai știu exact pe oră. La toată manopera de derularea proiectului, adică pe suma asta cu crește de 7-13 euro. Da, e greu o să fii disportat la bugetul local. Da, la bugetul local. Da, și fiind valoarea mare și a contractului, adică procentul e valoarea și suma. La 50 miliarde de euro, valoarea contractului, automat a crescut. Avem în vedere că vom aproba bugetul, să sperăm că în februarie vom avea și buget. Fondul de... Da. Dacă sunteți de acord cu... Punctul 6 este vorba de o completare la domeniul public. Știți că se are în vedere proiectul cu apa și canalul, da? Am mai discutat în ședințe de fiecare dată. Și s-a făcut o dezmembrare aici la Islaz, unde va fi amplasat rezervorul, da? Și s-a mai discutat că s-a făcut un drum, da? Care va urca undeva de la... Intersecția de la... Marinică și din capăt. Și până la cantonul Silvic, sus, până la capăt. Și acesta este drumul, da? El nu apare nicăieri deocamdată și de asta se impune completarea domeniului public, fiind vorba de o investiție, da? Drumul are o lungime de 731 de metri liniari, cu o suprafață de 5.414 metri pătrați. Da? Deci completăm domeniul public cu acest drum și vom mai completa domeniul public și cu spațiul unde va fi amplasat. Da, o să fie o deliere undeva sus. De apă și încă un drum care... Și 2000 de metri pătrați, unde o să fie amplasat rezervorul. Adică încet, încet trebuie să pregătim și acest proiect pentru a putea merge cu el la finanțare și ăștia sunt pașii premergători. Pe marginea domnului ăsta o să meargă conducta până sus, undeva o să faci în dreapta și la fostul stadion acolo o să fie amplasat rezervorul. Cu zona de protecție o să-mi trebuiască 2000 de metri pătrați. Deci, pe stadionul nu se pune. Exact pe unde a fost stadionul, da. Da, deci acum am o completat așa și când voi ajunge la după care avem ridicări de cealaltă, o să intrăm din nou în ședință, să diminuăm suprafața de Islaz, suprafața de 2000 de metri, plus drumul teren care duce din drumul ăsta până în drumul. Cu anexe. Da. Da, acolo va trebui diminuat Islaz, mai sunt, o să avem mai multe proiecte. Da, dar o să vină unul altul imediat cu cine apare. Ce trebuie făcute ca să avem apoi finalul bine făcut, să avem tablările, cărțile funciare și tot ce trebuie. Setul e aproape gata, acum stăm în chestiile astea de documente. Sunteți de acord? Trecem la suplimentare. Da. La suplimentare. Da. Am primit pe data de 29 martie, adică ieri, de asta v-am spus că se suplimentează, o adresă din partea DIS-ului, care la rândul lor au primit un memorie economică justificativ de la Ecosud. Și ni se cere ca până pe data de 31 martie 2019 să aprobăm un act adițional la contractul de delegare, deci între ADIS și Ecosud, care prevede stabilirea unei contribuții, se numește exact așa, valoarea contribuției pentru economia circulară. Este de 30 de lei pe oră și se aplică începând cu luna ianuarie 2019. Nu modifică cu absolut nimic tariful, deci care sume taxa de solidaritate care noi am aprobat-o, da? Deci este deja inclus în taxa aprobată inițial. Dar este necesar să încheie un act. Ecosud este administratorul celulei 2, gropii de gunoi, cum spunem, la depozitul. Această contribuție de 30 de lei pe ton este stabilită legal prin ordonanța de urgență a Guvernului 196/2005 privind fondul pentru mediu. Deci este o prevedere legală care trebuie pusă în aplicare, dar mă rog, sunt la fel de mersuri. Toți membrii ADIS trebuie să aprobe și apoi se întâlnesc în adunare și votează în consecință sau semnează act adițional. Da? Reprezentanții fiecărui unitate administrativ teritorială. Da. Dacă sunt discuții din partea dumneavoastră. Da. Mai aveți ceva? Nu, deci asta cu suplimentarea, dar cu dumneavoastră. Pentru diverse, dacă sunt înscrieri la cuvânt, cine vrea să înscrie, poate aveți vreo problemă de comunicat și să-mi spuneți cine vrea să ia cuvântul, ca să... Domnul Călin Petrică, altcineva?
Mai bine după idee. Nu, dacă aveți acum probleme pe care v-ați propus să le discutați în ședința de astăzi. Haideți, domnul Sorin. Eu am discutat cu majoritatea oamenilor de pe zonă de la mine de acolo și majoritatea vor extinde rețeaua de gaz. Eu îți fac un tabel și îi pun să termineze. Majoritatea de acolo vor extinde rețeaua de gaz. Înțeles. Este necesar. Să se extindă rețeaua de gaz. Și mi s-a părea un lucru foarte corect, dacă se poate. Domnul Rotaru este directorul Delgazului pe Bacău, da. Am avut o discuție, mai multe discuții cu mutarea conductei acolo la Pod, am reușit să luăm o parte din, mi-a donat, mi-a cedat terenul ăla acolo la domnul Costolescu și nu o să mai fie necesară devierea conductei de gaz. Și chiar astăzi m-a întrebat dacă a ajuns reprezentantul Delgazului, a trimis pe cineva, să vedem că acolo unde operează și este acreditat Delgazul pentru distribuția de gaze, gen cum avem noi în Comuna Solonț, și dacă avem nevoie de extindere. Bine, eu asta am solicitat. E o cerere tip prin care anul trecut s-a legiferat, acolo unde operează Delgazul este obligat pe banii și cheltuiala firmei, a lor, să facă extindere acolo unde sunt cereri și unde este necesar. Am discutat cu domnul director pentru extinderea la Sarata jos și să duc gazul până în satul Bucuieț, implicit și inclusiv. Domnul director m-a întrebat astăzi dacă a ajuns cineva de la ei, am zis că încă nu a ajuns, știa că era un reprezentant care trebuie să ajungă, era în concediu. În perioada imediat următoare să vină să se arăt zona, să vadă despre ce e vorba, noi facem cerere. Conform legii, sunt obligați să facă extindere de gaze acolo unde operează. E mai greu în comunele unde nu operează. Ca să te duci cu magistrat, să te duci cu conductă. Conducta este la domnul consilier Lucian. Acolo, de acolo o să mergem din nou cu patru țori pe fluxul ăla care s-a modernizat în 2011. Și se poate duce la Cucuieț și la Sarata jos fără nicio problemă. Legat de această problemă, eu aș vedea într-adevăr o... Cum a zis dumneavoastră, că vor oamenii cere din partea lor, pentru că se poate întâmpla ca după ce vine conducta să nu mai facă legătura la conducta principală să aibă gaz în gospodărie. Înțelegeți? Sunt și situații de felul acesta. Și mai bine să fiți asigurați că, într-adevăr, în zona respectivă sunt cetățeni care doresc să se lege la... O să le facem la tabele cu semnătură, gen cum s-a mai făcut. Exact, da. Așa ar fi mai dar acum ne ajută legislația ca să ca operatorul să-și facă. Cel mai corect, așa. Altcineva, dacă dorește să mai ridice, da, poftim, doamna, da? În legătură cu gazele, problema este veche. Și mă bucur că domnul primar a luat pe tapet această problemă. Trebuie urgentată și insistată. Adică se poate rezolva. Comuna noastră e declarată că are gaze. Și dacă votați pe internet sau pe vorba aia, pe numele cum se cheamă asta, al comunei, are gaze. Deci înseamnă că nu avem. Avem sau nu avem. Deci eu, părerea că te-ai pus problema la Ministerul Consiliului de Județ, să se ocupă problema să rezolve. Domnul Iancă a fost aici la noi deja, eu vorbeam și mulți alții, doamna comunești, este aici de față, care acum au luat semnături la oameni din toată comuna, pentru gaze. Și a rămas toate cam cu de pești. Au rămas, domnul primar, fiindcă au fost, era pe legislația vechi în care spunea, acolo unde se face extindere și nu sunt abonați, se facă pe cheltuiala comunii. Cheltuiala fost, erau foarte multe miliarde vechi, pe care nu suporta comuna. Bine, am înțeles, dar acum... Acum, dacă legislația ne ajută, conform legii, deci sunt obligați prin lege, ei să facă extindere acolo unde ei operează. Corect, asta e. Foarte simplu și... Trebuie să pună, dar rezolve treaba asta. Problema este că trebuie informat și cetățeanul dacă de la magistrară și până acasă o plătește el. Deci, trebuie să fie mai de treaba asta. Atât. Deci, înainte trebuia să plătești. Da, nu mai plătești. Nu mai plătești niciun proiect, nu plătești nimic. Îl faci operatorul de gaz, da? Da. În speță, de gaz. Dar, conducta și cu manometrul, așa o să o plătească omul, da? Nu mai era la 3.000 de lei cu proiect, cu țeavă, cu aia, cu... Deci ei sunt obligați până dincolo de gard, cu proiect, cu tot ce a lor, să aducă gazul în curte. Țeava din curte, cu inclusiv manometru, probabil o să fie suportat de cetățean. Dar nu mai e valoarea aia mare în care... Toate lucrările astea, dacă le face, înainte de a moderniza drumul, nu după ce toarnă asfaltul, să vină să-l spargă asta de nou, să facă raportare și o să... Problema o să fie la Sărata, dar la Sărata nu-i prea mare, fiindcă o să meargă pe partea stângă,
în dreapta avem pârâu, nu avem case. Eventual o să fie o subtraversare prin pârâu și nu afectează asfaltul, pentru că asta se doar săptămâna viitoare, că asta vreau să vă spun la acasă. O să dăm ordine de reîncepere, care s-o dată în noiembrie, s-o asistat acum, datorită timpului. Ne-a solicitat constructorul ca săptămâna viitoare să dăm ordine de reîncepere a lucrurilor. Dacă nu se rezolvă podul, s-a apucat undeva de sus, de la vară, de la îndigâri, de pe partea asta. Deci pe proiectul ăsta, modernizare drumului și așa, în săptămâna viitoare trebuie să ne apucăm. Da, da. Referitor la case, spre exemplu, dacă cineva vrea să extindă, adică într-o locuință, vrea să mai... Să aprobă. Deci e ok. Asta am să întreb. Adică dacă se aprobă. Cum vreți dumneavoastră, mai bun. Da, la proiectul pod la limita cu Comuna Bucurilor, DC 184 la Cuieț acolo, am terminat contestațiile. Pe 7 ianuarie am semnat contractul, deci execuția PTH-ul, adică pe 30 de zile, după 30 de zile o să avem, o să dăm ordinul pentru începerea execuției podului, efectiv. În 7 luni au obligația să-l termine. Da, deci am terminat și acolo, au fost două contestații, pe la CNSC s-a rezolvat, nu s-a mai contestat în continuare. Este firma Conferoneș, câștigătoare, care în cel târziu, la 1 martie, ar trebui să apuce de efectiv de lucrare, de execuție. Deci, vremea au fost de da. Dacă mai dorește cineva să mai ridice vreo problemă în ședința de astăzi, mai aveți ceva cu întrebare, ceva? Dacă vreți să mai completez eu, la ședința de decembrie, cred că am omis, dacă ați văzut, am achiziționat autospecială. Autospecial, autovasculant, dacă la mări sărăriți, își face treaba, chiar suntem foarte mulțumiți de ea, eficientă, economicoasă. O să mergem cu, am făcut demersuri pentru dosarul de plată de la FIR. Diferența o să punem noi și pentru la mări sărăriți, știți că am luat plată la 5 zile, ne-au înțeles oamenii, tot le-am achiziționat și mașina. Acum, v-am zis, este o achiziție foarte bună, eficientă, cu care sper să ne facem treaba. Nu prea sunt mulți care prin comuni care au așa ceva. Să dea doar și fiecare. Da. Nu se compară cu... Comparați cu ce fost. Da. Da. Dacă dumneavoastră mai... Dacă mai aveți vreo problemă. Am avut de 10 zile făcute la timp. Problema cu gunoiul. Da, deci cu gunoiul, ca să nu evităm și subiectul ăsta, deci Ecosudul, administratorul depozitului de gunoi, a blocat datorită datoriilor la mai multe, poate e urgent, poate noi suntem de aia mici, aproape nesemnificativ, dar sunt datorii mari. Nu vreau să dau nume nici de OAT-uri, nici de comune, nici de oraș, dar sperăm ca toată lumea să înțeleagă și să meargă proiectul ăsta mai departe, fiindcă ați văzut deja într-o săptămână, se simte, se vede. Și lumea, chiar discutam cu domnii de la presă, e revoltată, fiindcă e perioada acum de plăți, în care lumea vine și plătește impozitul și datorită faptul că s-au mărit taxa. Da. Și nici mașina nu vine, asta e o problemă. Pe 1 februarie va fi ședința la MACA. Da, vine, suntem convocați, toate 94 de OAT-uri. Sperăm să trecem peste pasul ăsta. Domnul primar, vreau să vă întreb. Comun și să terminăm cu povestea asta cu numărul. Contractul când s-a încheiat în 2011, parcă a zis că s-a 10. Pe ce perioadă s-a încheiat? Pentru că orice contract are un termen de valoare. S-a încheiat pe o perioadă de... să nu vă dau eronată, 25 de ani. Da. S-a prelungit perioada contractului. Diferența aia de unde a ieșit, a ieșit de la numărul de persoane. Păi asta vreau să spun, că în momentul în care închei contract un anumit număr de persoane și după un anumit timp se constată că în localitatea respectivă nu mai sunt toate persoane, nu se poate interveni ca să se scadă de la contribuție. Asta e o poveste foarte stufoasă, prin care și noi aceleași probleme le-am pus ca și primari membri ADIS, în ședințele ADIS care le-am avut. Toată lumea ne-a plâns și așa este. A scăzut populația la toată lumea. Absolut. Deci nu e un caz particular Solonțul sau un caz particular municipiul nu știu care. Peste tot e aceeași problemă. Problema că s-au semnat contractul. Aia, firma care a câștigat licitația și-a luat în calcul un număr de persoane de la data 2010, când s-a încheiat contractul. Ei s-au bazat că o să încaseze pe atâtea persoane și s-a mers
Diminuarea, și demografii vorbind, o scăzut peste tot. S-o diminuat deci, la, nu știu, 700 și ceva de mii pe județul Bacău, s-au ajuns la 400 și ceva de mii de persoane. În schimb, problema e că nu scad cantitățile. Cantitățile sunt tot. De asta discutam și cu domnul viceprimar, să facem o comisie în fiecare luni înainte de a veni mașina din gunoi, să facem o verificare la fiecare tomberon, la fiecare poartă, să vedem fiecare ce aruncă. Fiindcă noi, degeaba, poți să ne plătească 100% cât suntem în comună, fiindcă cantitatea de gunoi care plătește adisul la tonă, dar de anul ăsta plătim pe cât aruncăm, s-o diminuăm. Adică să nu mai dăm 14 tone pe săptămână, să dăm 5. Să nu mai ducem asbestul, să nu mai punem balast în coș, să nu mai punem aia, să nu mai punem salteaua la... Ca să se știe exact ce cantitate se plătează, trebuie o persoană, din cei de la ajutorul social, sau mă rog, cineva, o persoană ca lumea, să meargă cu mașina și să vadă ce cantitate de gunoi s-a strâns. Să ducă până la depozitul unde se deversează gunoaiele acolo, până la depozitul de gunoi. Problema e că... Să pui o persoană cum? Să pui o persoană să mergi la Bacău la cântare. Noi avem reprezentantul adis, care nu ar trebui să avem niciun dubiu că, de fapt, ne mai încarcă sau... Deci cântarul este electronic, nu cred că cineva mai dă cu greutate mai mult, mai puțin. Se pune toate în adevărul, da. Deci în zona unde intră mașina, problema. În zonele unde intră mașinile, se luăm containerile mari. Pentru că omul duce cu călgarea de acasă, tot ce curăță de prin curte, de la găini, de tot, duce și răstoarnă acolo. Dar dacă are și la poartă cu containerul lui care i s-a dat, n-ar pune așa ceva. Da, normal, dar e rușine. Dar la containerul mare de la colț, așa, duce și răstoarnă orice. Nu poți să faci chestia asta, sunt zone unde nu ajunge mașina. Are de la pot, trebuie să faci un container mare. Multe de la vorbire populația în care se conștientizeze toată lumea, că acolo este... El trebuie să arunce deși gunoiul în etajeră. Da. Dar dacă el pune containerul lui care i s-a dat, nu pune toate în toate asbestul. O duce la containerul mare. Mașina nu poate să ajungă... Am spus, în zonele unde poate intra. Și mai putem, oamenii care aduce cu căruțele, putem ca să selecteze un pic, asbestul sau... S-au pus containerele astea pe sticlă, plastic, hârtie. Vine mașina o dată pe lună, pleacă goală. Dar nu conștientizează, domnule, hai să dăm selectiv, nu mai punem bidonul în menajer, hai să ducem, că avem... E un pic mai departe, acum nu are fiecare acasă patru containere. Cu căruțul care transportă din zonele unde nu se intră cu mașina, atunci da. Și am mai fost odată, pe mandatul domnului Adam, când am curățat un pic ulița spre Șerba. Crengeri care intră ca să poată. Trebuie toate ulițele intrate. Trebuie toate ulițele intrate. Ești pus, avertis. O agățăm prin... Așa este. Intre cu mașina de curățat. În programul de achiziție o să vedeți că o să spunem și un motoferăstrău de ăsta telescopic cu care luăm toate drumurile la curățat până să dă frunza, să dă floarea ca să nu supe lumea asta. Ce ies în carosabil și în permetul drumului, o să curățăm. Chiar, și-a anunțat omul din timp, domnule, îți poze și-o legi că nu poate intra în salvare, nici mașina de pompieri. Am un păr până intrat în capul sau de atunci, nu știu că aș fi obișnuit. Efectiv, zonul pădurii, da. Da. Îmi face Ionul. Ionul vine cu toate lor, vine și... Da, dar e curăț în numai în direcție în linii. Așa trebuie și noi, exact aceeași chestie. Adică să facem pe o trebuie necesar. Că și la gunoi se încarcă cu orice. Da. Chiar dacă nici dacă plouă, containerul e un sfert, da, un exemplu. Ne-am să răstoarnă mașină, mașina are greutate. Exact. Mai e o problemă care eu directorul fac și părerea că trebuie cumva gândită. Problema crengilor, curățirea pomelor, a viilor. Da. Toate alea oamenii le duce la rău. Vine apa, le spală și în fundul următorul sat. În fundul podeții, în fundul bărerea care e de acolo. Acolo trebuie să vedem cum face. Ori facem o groapă unde le dăm foc, dar n-ai ce face cu el, ca să-i pui la mașina care vine, să ia bine la cer, n-am pune nimic. N-au ce căutat pe engele. Singura treabă la undeva, în zonă, în care acolo să le dai cred că și noi consilierii putem să intervenim în această problemă prin discuții cu vecinii. Deci discutăm cu unul cu altul și să le explicăm pe cine v-am pasit. Dacă nu mai sunt probleme, încheiem ședința de astăzi. Vă urăm un an nou fericit, cu mulțumim și totul să fie bine. Parcă
suflă undeva un vânt rece, așa și... Mulțumim!